După două luni de căutări și încă una în care au făcut campanie pentru medicul Cătălin Cârstoiu, liderii PNL și PSD au anulat toate planurile comune pentru Primăria Generală a Capitalei. Au renunțat la candidatura managerului de la Universitar și s-au întors la membrii de partid care râvneau postul. De azi noapte, Gabriela Firea a câștigat susținerea PSD pentru a intra în cursă, iar liderul PNL București, Sebastian Burduja, va candida pentru liberali. După o ședință care a durat aproape 16 ore, conducerea restrânsă a PNL și PSD a decis că managerul Spitalului Municipal nu mai poate fi candidatul comun al coaliției pentru Primăria Generală a Capitalei. Liderii au invocat sondajele, care îl plasau pe medic abia pe locul 3, după Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone, așa cum era de altfel încă din momentul lansării sale. Noi nu suntem partide de a fi arbitri. Noi suntem un partid care avem jucători pe teren. Era inadmisibil ca cele două partide mari să arbitreze cine câștigă Primăria Capitalei, domnul Nicușor Dan sau domnul Piedone. La o parte din discuțiile coaliției a fost prezent și medicul Cârstoiu. Potrivit unor surse politice, acesta ar fi spus că este cel mai bun candidat și că vrea în continuare această poziție, deși în urma unei anchete a jurnaliștilor de la Hot News a fost acuzat că a încălcat legea incompatibilității și a dat consultații la clinica privată a soției, deși era directorul unui spital de stat. Nu am luat decizia de a face un pas înapoi, pentru că un medic nu abandonează niciodată. În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru București. Am considerat că este absolut firesc să încheiem această colaborare, pentru că șansele erau cât se poate de evidente. În acest moment putem să vorbim despre o resetare a competiției politice. Tot surse politice susțin că socialdemocrații ar fi cerut în continuare impunerea unui candidat comun. Apoi au fost avansate mai mult în glumă diverse nume, iar toată discuția s-a întins pe ore bune, fără nicio propunere concretă, până spre dimineață, când în final au decis că fiecare partid va merge separat, PSD cu Gabriela Firea și PNL cu Sebastian Burduja. Sunt convinsă că toți membrii și simpatizanții noștri se vor mobiliza în această perioadă, nu doar pentru a strânge un nou rând de semnături. Oamenii mai fac și greșeli. Este o greșeală? Fac și greșeli. Oamenii, am crezut că cele două electorate sunt compatibile, din păcate ne-am dat seama că nu. Greșeala lui Marcel Ciolacu? Nu. Greșeala noastră tuturor. Pare azi, când vorbim, o alegere nefericită. Situația de la București a fost comentată din Coreea și de președintele țării. Acum, cert nu este un mare succes al coaliției. Important este ca această soluție de candidați separați pe București să nu ducă la niște lupte electorale în interiorul coaliției, care pe urmă s-a reflectat negativ asupra activității guvernului. Desemnarea celor doi a fost comentată și de primarul în funcție. Bătălia se va da între mine și Piedone. Într-o societate normală, un personaj ca Firea nu ar mai trebui să deschidă gura, a transmis Nicușor Dan, care a adăugat ironic pe Facebook. Decizie grea pentru mafia imobiliară. Campania cui să o financeze? Iar Cristian Popescu Piedone a pus retragerea lui Cătălin Cârstoiu pe seama unui blat politic, prin care PNL și PSD vor de fapt să îl susțină pe Nicușor Dan. Pe de altă parte, decizia de a merge separat ar putea anula planurile celor doi președinți de la PNL și PSD de a avea liste comune la alegerile parlamentare din iarnă sau un candidat comun la alegerile prezidențiale. Mai mult, ezitările în privința desemnării candidatului la Primăria Bucureștiului ar putea fi decontate de conducerea celor două partide după alegeri.